Dragi cetățeni Comune Urechești, ne aflăm la sfârșitul anului 2016, un an plin, un an cu împliniri, un an cu satisfacții, un an în care cu toții ne-am adus aportul, atât administrația locală cât și dumneavoastră, ca localitatea noastră să capete o față nouă. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care l-ați acordat în toată această perioadă și vă pot promite că și în perioada următoare Comuna Urecheș va avea o perspectivă frumoasă, va primi noi fonduri cu care să-și poată duce la îndeplinire o serie de obiective prioritare și aici mă refer în primul rând la proiecte de finanțare europeană pe care deja le-am câștigat și care vor fi implementate în cursul anului 2017. Pentru anul următor vă doresc să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să fiți împliniți, să găsiți ca acea dragoste și armonie între generații, între cel vârstnic și cel tânăr, între copii și părinți și doresc tuturor familiilor să reușească să se autodopășească pe sine. La mulți ani și tot ceea ce vă doriți! Dragi cetățeni ai Comunii Coțofănești, iată că ne aflăm la finele anului 2016, un an în care administrația publică locală, în speță primăria, preună cu dumneavoastră, au realizat investiții de interes local. Și când spun acest lucru, mă refer la investițiile de mare calibru și spun de asfaltarea drumurilor comunale, de alimentarea cu apă comune, de infrastructura școlară, infrastructura culturală și așa mai departe. Și fiindcă ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus, a sărbătorilor de Crăciun și al venirii noului an 2017, vă doresc să aveți multă sănătate, bucurii, fericire alături de cei dragi și să dea Domnul ca anul 2017 să fie la fel de bun sau chiar mai bun ca anul 2016. Vă mulțumesc! În primul rând, vă mulțumesc pentru încrederea acordată în acest an. Căiuțu a făcut o schimbare și sper că o mare realizare în favoarea dumneavoastră. Ușa la primăria Căiuța, primarului, a echipei de la primăria Căiuța, este deschisă continuu pentru toți cetățenii din comună. Sperăm împreună să realizăm lucruri numai bune și frumoase pentru această comună cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Revelion vă transmit un călduros la mulți ani, sănătate și bunul Dumnezeu să ne ajute să realizăm ceea ce ne-am propus. Pentru anul 2016 țin să mulțumesc tuturor cetățenilor din Comuna Ștefan cel Mare pentru rezultatele obținute împreună. Și aici mă refer exact la rezultatele obținute în campania electorală pentru alegerile locale și campania electorală pentru alegerile parlamentare. Pentru anul 2017 urez tuturor locuitorilor Comunei Ștefan cel Mare sărbători fericite, multă sănătate, fericire, și căldurosul la mulți ani. Dragi cetățenii ai Comunei Bucium, cu Această ocazie țin, țin să vă mulțumesc că ați venit la vot la alegerile parlamentare. Comuna Bucium a ieșit pe un loc fruntaș în județul Bacău. Pentru 2017 cu această ocazie țin să vă anunț că uh, proiectul pentru apă, alimentare cu apă al satului Bucium și canalizare sat Bucium, canalizare și stație de epurare satrăcăuți sunt uh, în curs de rezolvare și în, în 2017 se începe lucrarea. Tot pentru 2017 ar mai fi dotare cămin cultural și cele două terenuri de mini-fotbal, betonate, unde să aibă loc să joace tineretul Comunei Bucium. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, a Crăciunului și a Anului Nou, țin să vă urez multă sănătate, fericire și bucurie pentru anul 2017. Bună ziua, dragii mei concetățeni! 2016, un an cu bune curele. Un an cu frământări, un an cu multe căutări în drumul spre o viață mai bună a cetățenilor din Comuna Noastră. Ca primar, am încercat în această perioadă să rezolv toate problemele cetățenilor din comuna noastră. O comună care merită mai mult. O comună care, ca și alte comune din România, își caută drumul și destinul. Ca primar, încerc să rezolv totul așa cum speră și au sperat de viacuri cetățenii din comuna noastră. 2016, un an. Un an pe care l-am dorit mai bun. Un an la care m-am gândit și în care am sperat să realizez tot ceea ce mi-am propus. Am sperat ca să fac digu, aval, de podul de lângă primărie. Este o nerealizare. Dar, chiar dacă o trecem la capitolul nerealizări, știu că s-au făcut pași importanți ca să reușim în perioada imediat următoare, în anul 2017, să realizăm. Am sem semnat deja toate actele necesare implementării acestui proiect prin AXA 5 Postmediu, regularizare rutrotus din palanca urechești. Sunt sigur că în lunile anului 2017, primele luni ale 2017, acest proiect se va derula. Am sperat în 2016 să definitivăm procesul cu școala la temelia. Mai avem câteva termene și sunt sigur că firma care este obligată să termine lucrările va plăti și va definitiva această școală. La capitolul vise-speranțe afișii terenul de sport de la școala Dumbrava. Anul următor, cu certitudine, acel proiect se va derula anul viitor se va derula și proiectul de asfaltare a drumului de la Biserica Dumbrava până la Agache, Maricica, Manea, prin Gal, Valea Trotușului. La capitolul realizări menționez terminarea în proporție de 90-95% a alimentării cu apă comună Guravăi, sat guravăi și pătrășcani, la care mai avem doar de făcut racordurile la cel puțin 100 de persoane, 100 de familii. În condițiile în care nu am mai primit rectificări de buget și îmi lipseau sumele pentru acordurile necesare acestor familii, vom continua în anul următor. Tot în anul următor sper să începem și canalizarea guravei pătrășcani. Cu bucurie țin să anunț toți cetățenii din satele Dumbrava, capătate Emilia Păltinata Motocest, că pe data de 22 a 12-a 2016 deschidem plicurile cu ofertele pentru alimentare, a acestor sate cu apă un proiect important, un proiect de 6.500.000 de runi, 65 de miliarde în bani vechi. Este strict necesar și cred că va fi benefic. Suntem în ultima fază a procedurii de achiziție publică. Digul de la Guravăie și a spus cuvântul la inundațiile din vara acestui an, de pe data de 2-3 iunie 2016, când, și acum mi-amintesc, cu îngrijorare, prin veam, cum cresc apele râului Trotuș și pe la 1 noaptea împreună cu cetățeni din comuna Guravăiei făceam cruce și spuneam bine ca da, Dumnezeu mintea românului de pe urmă și în cei câțiva ani de când sunt primar am făcut acest dig pe o porțiune de 1700 de metri liniari, lucru care a dus la salvarea bunurilor cetățenilor din comună și agoniseala de o viață care avea să fie luată pentru a treia oară. La capitolul realizări putem prinde balastarea tuturor uliților din comună, astfel încât la orice casă din fiecare sat cetățenii să poată să meargă în papuci de casă. Chiar în condițiile în care și spuneau că dacă Valerica Mihalcea este din nou primar, nu se va face căminul la Dumbrava, vedem cu plăcere că lucrările la căminul cultural Dumbrava, se derulează într-un ritm alert și sunt premise că în anul următor, până în lunile iulie-august, această lucrare să fie definitivată. La capitolul realizării și ținând conști de cerile cetățenilor din satele Dumbrava, Capăta și Păltinata, am reușit și am cumpărat am trecut în patrimoniul comunei dispensarul de la Dumbrava. L-am cumpărat de la doctorița Pârvu și acum pot anunța toți cetățenii din comuna Guravăiei, în special satele Dumbrava, Capăta Păltinata, că într-o perioadă scurtă de timp vom avea medic de familie, întrucât avem spațiul nostru pe care îl vom Concesional vom închiria cu o sumă modică uh, unui medic de familie care își va desfășura activitatea în dispensarul care acum este al nostru. La păltinata putem menționa că am terminat podul peste pârâul mare, din tuburi de beton. O lucrare destul de grea, în condiții destul de grele pe care am efectuat-o în bune condiții și acum satul, păltinata, nu mai este rupt în două. La capitolul realizării merg și pe premisa faptului că în proporție de 80% cetățenii din comună au înțeles că nu se mai poate fără să depozităm corect gunoiul menajer. Au înțeles că este nevoie, că orice serviciu trebuie și plătit. Și încet, încet acest proiect și-a adus aportul și asupra uh, imaginii comunei. Comuna arată altfel, șanțurile rigolele sunt cosite, sunt igienizate și nu mai avem gunoaie și pe pe toate. Locurile, în toate locurile, pe toate păraile și pe malul Rului Trot. Ce vă pot spune, dragii mei? Am încercat să sprijinim uh, cu toată ființa activitatea care s-a desfășurat și uh, la școlile din comună. Am sprijinit activitatea copiilor la Olimpiade cu microbuze, cu premii pentru copiii care au luat uh, au obținut rezultate foarte bune și au luat locuri uh, fruntașe la aceste olim, olimpiade de sărbă, pentru sărbătorile de iarnă. Am încercat de Sfântul Neculai să venim cu un mic cadou pentru toți copiii și pentru persoanele cu grade handicap cu un mic gest, un gest al omeniei, al bunului simț. Și am încercat să aducem o mică bucurie tuturor acelor copii. Întotdeauna am încercat să ajutăm persoanele nevoiașe cu stimulente materiale sau cu, prin intermediul unor cetățeni binevoitori cu hăinuțe, cu un cadou, cu o dormeză, cu o plapumă, o pernă, să facem ca fiecare dintre noi să simțim că suntem uh, doar uh, trup și suflet pentru bunul mers al omului. Dragii mei, viața are urcușuri și coborâșuri. În viață Drumul tuturor nu este presărat numai cu flori. Dar știu că primăria Comunei Guravăi, Consiliul Local al Comunei, noul Consiliu Local, că despre cel vechi nu pot spune că au fost cu cetățenii. Noul Consiliu Local al Comunei Guravăi, toți salariații din primărie, Poliția, medicul, persoanele responsabile s-au adus aportul ca activitatea Comunei noastre să deruleze așa cum toți am sperat. Cu gândul că anul 2017 va fi un an mai bun. Vă pot spune că vom depune toate eforturile pentru a fi alături de dumneavoastră, pentru rezolvarea problemelor care apar în comunitatea noastră. La apropierea Crăciunului și a sărbătorilor prilejulite de Anul Nou, vă invit cu multă dragoste la. Sărbările care le vom uh, da în Căminul Cultural, sărbări aprobate de Consiliul Local, la care vom avea și tradiții, obiceiuri, colinde, uh, așa cum ne-am obișnuit de când noi eram copii. Vrem ca toți să simțim în inima noastră că sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, pătrund în fiecare casă cu un pic de bunăstare, cu prosperitate și cu bunătate sufletească. Dragii mei, vă pot spune doar că eu ca primar voi fi alături de dumneavoastră trup și suflet, al dumneavoastră cu multă dragoste și cu multă iubire, Mihalța Valerică. Doamne, ajută un an mai bun și vă doresc din toată inima mulți ani fericiți, multă sănătate și fericire să pătrundă în casele dumneavoastră. La mulți ani 2017! Bun găsit, dragi telespectatori! Iată, în acest final de an ne-am gândit că împreună cu domnul primar, aici la Târgu Trotuș, să avem un scurt dialog în ceea ce privește activitatea Consiliului Local și al primăriei. Domnule primar în primul rând vă mulțumim pentru că aveți amabilitatea să ne acordați acest scurt interviu în primul rând, cum a fost anul acesta anul 2016 Mulțumesc de întrebare greu, început greu, aș vrea să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și celor care nu au avut o să se convingă, deși și pe parcurs o să treacă de partea mea a fost un în început greu cu multe probleme care trebuie găsite rezolvarea dar sperăm să fim sănătoși și o să ajungem la final cu ele Desigur, dumneavoastră faceți o echipă bună cu Consiliul Local Consiliul Local fiind forul deliberativ cum, cum ați demarat proiectele de când ați început mandatul aici la Târgu Trotuș? Da, sunt o parte din proiecte care le-am preluat și le-am dus mai departe și le voi duce mai departe și în anul următor. Sper și Consiliul Local să înțeleagă și să mă ajute în continuare, cum a ajutat și până acum, chiar dacă au fost mici divergențe. Mă voi zbate să reduc până la final toate proiectele care le-am în derulare. Pentru că este final de an, așa cum spuneam și la început, vă rugăm să aveți amabilitatea să transmiteți un mesaj cetățenilor Comunei Târgu Trotuș. Aș vrea să le transmit tuturor, și din Vișoara, și din Târgu Trotuș, și din Tuta, sărbători fericite, pline, alături de familie, și celor care sunt plecați peste hotare, chiar dacă nu au putut fi aproape de familie, să știi că am un sprijin aici la primărie. Chiar am avut uh, mai multe cazuri în care am fost solicitați și nu se poate pune problema să, să refuzăm ceva. Ajutăm cât putem, sigur că da, aveți un sprijin aici la primărie. Iată de aici, de la uh, primăria Târgu uh, Trotuș, pentru exclusiv TV Eugen Gureanu. Domnule primar, încă o dată vă mulțumim și vă asigurăm că de fiecare dată vom veni alături de dumneavoastră pentru ca cetățenii comunei Târgu Trotuș să știe exact cum merg, să spunem, proiectele care sunt în beneficiul lor. La mulți ani, multă sănătate și dumneavoastră, multă putere de muncă și toate cele bune. Mulțăm tuturor din comună și tuturor în general, multă sănătate. Vă mulțumesc de colaborare, sperăm într-un an mai bun, mai deschis și să colaborăm în continuare. La revedere! Dragi dărmăneștieni, sunt onorat să vă transmit acum, la sfârșit de an, mulțumirile mele pentru încrederea acordată în cursul anului 2016. Sunt convins că împreună cu dumneavoastră vom continua procesul de modernizare a orașului și în 2017, prin continuarea proiectelor pe care deja le-am demarat. Vă mulțumesc, vă urez sărbători fericite alături de cei dragi, să fiți sănătoși și sper ca 2017 să fie un an cu mari realizări pe toate planurile. La mulți ani, dragi dărmăneșteni!